Am debutat în final în anul 2013, când am câștigat un concurs de debut la editura ieșană Adenium. A fost un drum destul de lung ca să până la acest debut. Am trimis manuscrisul la vreo cel puțin încă 4 alte edituri. Și tot așa, la concursuri de debut, fiindcă asta este drumul pe care orice debutant trebuie să-l parcurgă în România, asta este drumul. Scrii un roman și atunci îl trimiți unei edituri care organizează concurs de debut, împreună cu alte câteva zeci sau poate chiar sute de manuscrise, și în final un juriu îți revizuiește munca și dacă ei consideră că meriți, ești ales și publicat. Unul merge mai departe din cei câteva zeci sau câteva din cele câteva zeci sau câteva sute. Și cum ziceam, am trimis romanul meu Laptele negru al mamei la încă vreo 3 sau 4 edituri. Am câștigat, nu pot spune chiar că am câștigat, ieșeam tot timpul pe locul 2. Romanul era foarte bun, dar considerente de ordin practic, era foarte gros și considerente de ordin practic mă făceau să, adică îi făceau pe ei să mă pună pe locul 2. În final am trimis la Adenium manuscrisul și deja începusem să-mi cam pierd speranța. Când după 6 luni de zile au făcut publică lista câștigătorilor și am văzut că eram printre ei. De fapt, da, la capitolul proză eram câștigătorul. Ceea ce fac, faptul că scriu, faptul că spun povești într-un asemenea mod încât oamenii să simtă că i-am atins, că le-am furat o parte din viață și le-am redat-o înapoi în paginile mele, este un drum pe care nu l-am ales eu, am fost ales de către el, am fost ales de către această călătorie să o fac și pot spune că este cel mai important lucru pe care l-aș putea face în viață. Eu sunt de părere că rolul omului de cultură, în general, nu numai în Arad, este sau ar trebui să fie acela de magician. El trebuie să dezvăluie lumii secrete nebănuite, răspunsuri la întrebări pe care mulți nu știu să le pună sau nu se gândesc să le pună. Și cred că este și un educator spiritual. Aradul este un oraș cu potențial cultural și artistic enorm. Cunosc o mulțime de oameni care sunt artiști din cele mai variate soiuri și toți încearcă să pună orașul pe hartă prin ceea ce fac. Este o luptă lungă și grea, o cale anevoioasă de parcurs, dar în final cred că cea mai mare provocare a Aradului, din punct de vedere cultural, este să fie tot ce poate fi.